cine sunt copii, viitorul acestei țări. Prin urmare, tot nouă ne facem un rău dacă e să ne întoarcem așa la rădăcine. Știați că în România, în ultimii 50 de ani, s-au făcut aproximativ 20 de milioane de avorturi? Aceste cifre demonstrează politicile demografice dezastroase pe care le-a avut România în perioade diferite ale istoriei sale recente, dar și mentalitatea unui popor care nu știe să prețuiască viața cu adevărat. Suntem pe primele locuri în Europa ca număr de avorturi. Stăm și ne întrebăm, dar unde ne-e cultura? Dar unde sunt oamenii de calitate? Dar unde sunt acei chirurgi străluciți, scritori extraordinari? Poate s-ar fi născut un al doilea Eminescu. Poate s-ar fi născut, cine știe ce savant, cine știe ce muzician, cine știe ce geniu, cine știe ce om care să facă atâta bine societății. Unde sunt? Tot noi ne întrebăm unde sunt. Au fost omorâți. Au fost omorâți. Și atunci tot noi cerem ceva ce tot noi distrugem. O statistică din 2012 arată că zilnic se făceau peste 400 de avorturi în țara noastră. În realitate, cifrele sunt mult mai mari. Nu toate intervențiile de acest tip au fost declarate.